Aș putea să mănânc cartofi prăjiți zi și noapte. Și următoarea zi, zi și noapte. Și la fel și următoarea zi. Pot să zic că este mâncarea mea preferată. În acest episod vreau să vă arăt cum să faceți cei mai buni cartofi prăjiți. Și la ce mă refer când spun cei mai buni? Ei bine, crocanți pe exterior și foarte moi pe dinăuntru. La restaurantele mari din Londra, ei bine, așa trebuia să le gătim, trebuia să le facem în 3 pași. Fierbem cartofii, după care îi prăjim într-un ulei care nu este foarte încins, după care într-un ulei încins să fie foarte crocant. Asta este pentru cei pasionați de mâncare și de tehnicile de gătit. Nu este pentru cei care vreți să faceți ceva foarte repede. Pentru o porție de cartofi prăjiți perfectă, trebuie să avem și cartofi de calitate. O să vă las în descriere soiurile mele preferate de cartofi pentru cartofi prăjiți. La rețeta asta trebuie să aveți neapărat un termometru sau o friptoză care să vă indice temperatura exactă. Dar știu, va dura puțin timp ca și voi să preparați la fel ca și mine, dar credeți-mă, merită. Chiar merită. Hai să tăiem cartofii ăștia. Nu îi voi curăța deoarece vreau o variantă mai rustică. Sunt mult mai buni așa. Voi tăia bucăți puțin mai groase decât cele clasice. Cred că asta este prima rețetă pe care am gătit-o în viața mea, dacă pot să o numești de rețetă. Imaginați-vă un Cristi mic care aduce fetele acasă de la grădiniță și le face cartofi prăjiți cu ketchup. Cam ăsta eram eu. Am renunțat la acest obicei și acum nu le mai fac cartofi prăjiți, le fac altceva. Să revenim la cartofi. Ăștia nu sunt cartofii ăia subțiri care le găsiți la McDonald's sau la KFC. Ei bine, trebuie să-i tăiem mai groși, cum am zis, un stil mai rustic, da? Se vor fierbe mult mai bine, nu se vor usca și vom avea o suprafață super crocantă. Trebuie să-i spălăm cu apă rece, să eliminăm cât mai mult din amidon. Putem să folosim două metode. Unul la mână îi punem la abur, dacă aveți cuptor pe abur, dar eu am zis să fac o tehnică pe care o puteți reproduce și voi. Să-i punem la fiert. Trebuie să-i fierbem ca să se gătească pe interior. După aceea îi răcim și îi vom prăji prima tură. Trebuie să-i fierbem să devină pufoși, dar nu ca și atunci când facem piure de cartofi. Undeva între. Au trecut aproximativ 10-15 minute. Să scoatem un cartof să vă arăt. Trece cuțitul prin cartof, deci este bine fiert. Neapărat să-i punem pe un grilaj. Ne ajută grilajul, deoarece aerul va circula 360 de grade pe suprafața feliei de cartof. Trebuie să se usuce pe exterior. Ideal este să punem cartofii la frigider pentru aproximativ 30 de minute. Știu, o să mă urâți pentru chestia asta, dar, cum am zis, chiar merită. Nu sunt cartofi de hai să facem cartofi prăjiți. Sunt mai speciali. A trecut și jumătate de oră. Ei bine, cartofii s-au răcit și suprafața de din afară s-a uscat. Perfect. Aerul rece din frigider a ajutat ca acești cartofi să facă o crustă pe din afară. Și acum, uleiul încins la 140 de grade. Trebuie să aveți în jur de 150-140 de grame. Că atunci când puneți cartofii, uleiul se va răci puțin din cauza că cartofii sunt reci. Asta este prima tură de prăjire. Nu trebuie să adăugați toți cartofii deodată, fiindcă atunci vor începe să fiarbă și uleiul se va răci prea tare. Tipul zile. Nu trebuie să avem culoare, doar încă o crustă pe din afară. După 2-3 minute am obținut prima crustă. Deci arată deja foarte bine. Nu sunt colorați cartofii, dar urmează. Să-i răcim pentru aproximativ jumătate de oră, după care revenim să-i prăjim pentru ultima dată și să vedeți ce cartofi perfecți vom avea. Uleiul este încins la 180-190 de grade, termometru, da? Abia aștept porția asta de cartofi. Asta este culoarea pe care trebuie să aibă o porție de cartofi prăjiți perfectă. Sare, desigur, trebuie să-i sărăm cât timp sunt calzi. Magnifici! Am terminat de prăjit și ultima porție și acum, bol, cartofi, sună ca niște pietre,
sunt crocanți. Vreau să prăjesc și eu o crenguță de rozmarin. Fiți atenți, cea mai tare combinație. Punem și parmezan ras. Wow! Un cățel de usturoi zdrobit. Și, desigur, rozmarinul prăjit. Nu cred că există om pe planeta asta care nu ar mânca așa ceva. Wow! E... cum am zis, mâncarea mea preferată. Nu cred că are rost să mai zic ceva despre această porție de cartofi prăjiți. E rândul vostru, trebuie să încercați și metoda asta. Bine, durează mult, dar merită, fiindcă sunt demențiali. Asta e pentru cei care au răbdare și pasiunea necesară pentru a face așa ceva. Nu uitați să vă abonați pe acest canal și ne vedem la episodul următor. Pa, pupa, ciao!